Cu sprijinul comunității, în câteva luni de la eliminarea unor rampe ilegale de deșeuri, zonele respective au fost menținute curate. După ani de zile în care rampele au constituit o problemă majoră pentru comunitățile locale, Primăria Timișoara a reușit să le închidă și să mențină curățenia în zonă. Întâlnirile regulate ale managerilor de cartier cu cetățenii au jucat un rol crucial în aceste eforturi. Sunt peste 60 de locații unde se abandonează frecvent deșeuri, o cifră în scădere după o serie de măsuri pe care le-am implementat. În unele zone am aplicat o soluție care a dovedit eficientă în alte cartiere, respectiv instalarea de camere de supraveghere, iar pe străzile zefirului, legumiculturii sau lunei nu a fost cazul pentru că s-a mobilizat comunitatea. În plopi, de exemplu, au fost zeci de activități de conștientizare și igienizări frecvente, iar acum, după o jumătate de ani de la intervenția echipelor de la salobrizare, nu mai vedem aruncate deșeuri. Mulțumesc tuturor timișorenilor care se implică în stoparea fenomenului de abandon al deșeurilor, a declarat viceprimarul Ruben Lațcău Un exemplu este zona Kunț unde strada zefirului, era sufocată de aproximativ 500 de metri cubi de deșeuri, un adevărat munte de gunoaie. însă prin implicarea comunității și colaborarea cu managerul de cartier, cu sprijinul echipelor de salubrizare ale primăriei, această rampă ilegală de deșeuri a fost eliminată. Aici comunitatea este foarte activă și a depus un proiect mai amplu pentru amenajarea unei zone recreative de tip parc, cu o suprafață de aproximativ 8000 de metri pătrați pe terenul aparținând primăriei municipiului Timișoara. În zona fabric, primăria a transformat o rampă de deșeuri veche de 2-3 decenii un spațiu agreabil pentru toți locuitorii. Au fost instalate bănci, jardiniere și coșuri ecologice. În această perioadă, primăria transformă un spațiu de pe strada retezat, unde erau aruncate deșeuri. Vor fi montate băncuțe, va fi ecologizată zona și va avea loc o primă discuție în comunitate, iar evoluția acestui spațiu public va fi apoi monitorizată pentru îmbunătățire continuă. Anul trecut, primăria a ridicat peste 11.000 de tone de gunoaie abandonate ilegal pe stradă.